Eu salutare la toată lumea și bine v-am fraților, la un nou episod. Numele meu este Bazo și voi sunteți pe canalul meu de YouTube. Nu uitați să apăsați și voi butoarea așa de like, să dați voi share pe Facebook, să vă și pentru voi și ceea ce faceți și dacă le place să se aboneze. Ei bine, fraților, astăzi voi, uh, vă voi prezenta o mapă de training înainte de, uh, de a vă băga albine șmecheng. Știți că eu joc puțin mai slăput, silver elite. Eee, a fost MG, dar mi s-a furat contul, dar nu asta e nu e asta problema. Hai să vă explic. Eu, bine, când mă jucam și eu un pic mai try hard, bine, acum, după cum prea puteți bine observa, nu mai fac eu training, nu mai fac eu boții, nu mai fac eu nimic, pentru că când... Stați un pic, că probleme. Așa, să rezolvă și problemele. Știți că eu nu prea mai fac din astea training pentru că, din punctul meu de vedere, eu cred că nu are rost. Și de asta, na, nu că n-are rost, are foarte mult rost să fie antrenat, să ai încheietura antrenată, să ai chestiile astea înainte să te bagi într-un matchmaking, ca să faci cât mai multe kill și să câștigi runda. Așa că vă voi prezenta această mapă. Mulți cred că o știți și cred că și puțin o știți. Mulți știți de ea și unii nu. Dar vă voi explica cum vine treaba cu această mapă. Ok, uh, până aici și până aici. Okay. Deci, ca să-ți faci un aim cât mai bun, în primul rând trebuie să știi ce sensibilitate ai. Bă, da, uh, vă văd unii, da, începători, care vă juc, uh, jucați cu sensibilitate 12. Bă, frate, vă spun eu că dacă credeți că vă mișcați voi mai repede decât celălalt, vă efectiv vă înșelați pentru că voi credeți că vă mișcați, a, mă mișc, îi frec un cap, îi dau din asta de la Nu, frate. Tu ai senzația când uh, joci matchmaking, a, uh, am sensibilitatea 14.000, îl dobor mai repede decât mine. Dar el, adversarul vostru, din punctul meu de vedere, are o sensibilitate mai mică cu atac cu mult. E, dar ce-i Tu, uite, să zici că ai sensibilitatea 12, da? Cum e la început. Sensibilitatea 12, da? A, te umiești mai repede, tu dai capuri mai repede. Dar ideea este, dar ideea este care? Că tu când ai sensibilitate, da, te miști mai o puțin mai repede decât celălalt, într-adevăr, dar nu ai, ai aceeași precizie. Înțelegi că mouse-ul se mișcă foarte repede din cauza sensibilității. Voi credeți că dacă am o sensibilitate mare, îi dau 4.000 cap. Ei bine, el e deștept, omul are sensibilitate mai mică. Și vă arăt acum. Uite, a mea, spre exemplu, e câteodată 0.8, câteodată 1.2. Dar eu v-aș recomanda uh, DPI la mouse 800 cu sensibilitate 1 pe 2. 1.2 la CS. Pentru că, uite, în primul rând... Wow. În primul rând, vă dau o precizie mai mare. Hai, săptămâna asta, vă și pe ce nu tine. Vă dau o precizie mai mare la capuri decât o sensibilitate mare voi când aveți sensibilitatea 12, nu aveți așa de multă precizie, că mouse-ul se mișcă foarte, 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 foarte puțin și nu nimeriți cu exactitate capul. Înțelegeți? De asta vă, vă sugerez la, nu știu, începătorii. Uh, cei care n-au mai zis niciodată în viața lor de CSGO, dar ar trăit sub o piatră înseamnă. Uh, ă frate, Faceți-vă setări video. Astea sunt ale mele. 4x3, 1200. vă sugera, depinde acum ce vreți. Sunt două avantaje la stretch. Și sunt și avantaje la stretch, stretch mode și la 1080p. În primul rând, când ai rezoluția 1000... 1280 pe 1024 sau mai, mai, mică, dar nu vă sugerez să vă urcați 800 pe 600 că vedeți pixele, efectiv. Uh, avantajul este care? Vedeți uh, persoanele persoane foarte, uh, puțin mai plinuțe, ca să nu sunt grase, vedeți mai late, le vedeți mai late pentru că este cei gen, pam, e un fel de chestie în care lățește... Uh, uh, ăsta, lățește inamicul, adică poți să-l vezi mai, mai, ok, să tragi mai ok în el decât să te joci 1080p și să-l vezi mai subțire. Avantajul la 1080 care uh, îl vezi, dragă doamne, îl vezi mai bine Îl vezi, îl vezi mai bine decât 4 x 3 Adică au, are o claritate foarte bine, foarte mare Dar e vorba că caracterele sunt foarte subțiri și abia tragi în ele din punctul meu de vedere. Am mai jucat și eu 1080 că n-au cu obs și chestia să știți că eu am, eu am un derby cu obs și csgo uh, nu numai eu, cei care filmează știu, știu despre ce vorbesc. Și, na, asta e, punct, e punctul meu de vedere, la, e punctul meu de vedere la stretch. și eu pur și simplu nu mă pot juca 1080p pentru că unul la mână nu-mi place, Doi la mână. Mi se pare o chestie de căcat efectiv să te joci. Să vezi, deci cum e asta. Deci, de aici până aici. E, eh, 1080 ți-l arată de, a, exact așa. Exact așa, de aici. Deci, dacă aici îl ai așa. Stați un pic. Deci dacă aici, pe stretch mode, îl ai așa. Stați, mă. Nu înțeleg ce nu fac eu așa. Deci, pe stretch mode. Ăsta să zicem că e ăsta. Inamicul, teroristul, CT. Uh, CT, terorist, nu contează. E, așa îl ai la stretch mode și așa îl ai la 1080. Deci, îl vedeți? Atâta la aveți. Uh, deci, ăsta în jumate, Cam așa îl vedeți. Diferența care e? Tu îl, vezi, tu îl vezi mai clar la 1080, dar îl vezi mai subțire decât la 4x3. 4x3 îți permite să dai mai, mai multe locuri în care, în față de 1080. Dar nu spun ce gusturile nu se discută. Nu se discut gusturile. Și de asta. Ei bine, fraților, cam atât a fost cu episodul ăsta. Nu uitați să apăsați butonul de like, să dați și voi un share pe Facebook, să vă dați și prietenii voștri ceea ce fac și dacă le place să se aboneze. Până data viitoare a fost bază, follow pe Insta și antrenați-vă cât mai mult pentru CSGO.